Îl invit pe Valentin Grigore. Vali este un veteran al Astrofestului, al astronomiei, merge, și tot așa un vânător de eclipse și de meteori special. Aici ați avut niște oameni foarte pricepuți pe partea aceasta de explorare spațială. Cristian Român și cu Claudiu Taneselia v-au spus despre, să zicem, viitorul explorării planetei Marte și în special a spațiului. Noi vrem să vă spunem că înainte de a ajunge acolo, putem să ajungem fiecare dintre noi la stele. Pentru asta trebuie să privim stelele și atunci când ne punem în această situație, descoperim că de fapt cunoaștem atât de puțin încât uneori credem că suntem puțin în urma celor dinaintea noastră care nu aveau atâta tehnologie, dar puteau să privească cerul și să înțeleagă cerul foarte bine. Noi, Societatea Astronomică Română de Meteori, organizăm aceste tabere de educație prin astronomie, poate ați auzit de tabăra Perseide, când vedem ploaia de meteori Perseide și așa mai departe. Organizăm în jur de 10 tabere pe an și școli de vară, în care încercăm să redobândim această calitate de a înțelege stelele, de a sta de vorbă cu ele de aici, de pe Pământ. Și ajungem la ele chiar înaintea celor care explorează spațiul, pentru că noi le privim de aici și încercăm să înțelegem mișcarea bolții, de ce avem anotimpuri, de ce avem vară acum și nu avem iarnă și așa mai departe. Noi facem aceasta prin înțelegerea lumii înconjurătoare. Noi încercăm să vă facem pe dumneavoastră, că sunteți copii, că sunteți adulți, să înțelegem lumea în care trăim. Și să vedem că legătura noastră cu stelele de fapt este una foarte, foarte profundă, pe care uneori nu mai simțim. Și această tehnologie care este bună ne poate ajuta, dar ne poate și îndepărta puțin, pentru că ne bazăm pe ce poate să facă acest device, un telefon mobil sau un calculator, dar trebuie să știm că este important ceea ce cunoaștem noi și ceea ce înțelegem noi înaintea acelui device. Și să nu locuiască device-ul, să ne locuiască pe noi în ideea de a privi stelele. Acum avem aici un festival, se numește Astrofest. Astro vine de la astronomie, care astronomia vine de la aștri. Deci important este ca să înțelegem că trebuie să privim stelele. Noi vă invităm să privim împreună stelele și să le înțelegem. Este foarte important acest lucru. Acum, eu felicit din nou organizatorii acestui eveniment, că încercăm aici, în București, într-un oraș unde nu prea vedem stelele în toată splendoarea lor, pentru că avem polarul noastră, dar iată, va aduce pe dumneavoastră în fața celor care știu să privească stelele. Să vă arătăm și dumneavoastră cum să priviți stelele. Vă așteptăm și la standul nostru care este pe aleea învecinată și mai multe putem discuta acolo. Acum, dacă aveți întrebări legate de partea practică despre privitul stelelor, învățatul constelațiilor și așa mai departe, vă putem răspunde sau dacă anumite propuneri le aveți, eu vă ascult. A fost o scurtă intervenție și mulțumesc lui Adrian că m-a invitat să vă vorbesc. Nu mi-am propus să vă țin o prelegere sau o prezentare, dar vreau să vă fac să înțelegeți că trebuie să avem o relație cu bolta cerului, cu stelele. Și asta se traduce apoi și în relația cu oamenii, să știți. Este foarte important acest lucru. Avem și cosmopoezie, avem și teatru astropoetic, avem aceste conexiuni cu avem cerul și astro, avem și astrofotografie, nu? Și astrofotografie, da, organizăm tabere. Și avem și niște tablouri frumoase acolo. Da, le avem câteva la stand. Avem o expoziție numită Lumină din Univers, care are 50 de exponate. Am adus doar vreo 5 aici, 5-6. Ne organizăm și școli de vară de astrofotografie și fotografie. Inclusiv cu telefonul trebuie să știi să faci o fotografie și nu o poză. Să știi care e diferența între o poză și o fotografie. Pare interesant. Dar diferența e atât de mică, dar dacă nu cunoști, îți iese o poză, nu îți iese o fotografie. Te rog să ne promiți că la primul curs pe care îl vom face noi online, adică în septembrie, când vom porni cursurile pe canalul nostru de YouTube, o să ne faci o prelegere despre diferența între poză și fotografie cu telefonul. Cu telefonul, cu mare plăcere o să vă prezint. Sunt lucruri simple pe care nu le știm și de aceea ni se par complicate. În momentul în care le-am știut, o să vedem ce mare realizare a făcut și chiar e o realizare. Acum
Ce vreau să vă spun este faptul că astronomia nu se studiază în școală, din păcate, sau din fericire, nu știm, din păcate, pentru că sunt mulți copii care nu cunosc ce înseamnă astronomia. Dacă s-ar preda acum, am avea o mare problemă că nu avem profesori de astronomie, pentru că profesori de matematică sau de fizică nu poate preda astronomia. Astronomia înseamnă, de fapt, cerul de deasupra. Obiectul nostru de studiu e acolo. Și e mai mult decât un obiect de studiu. Dar noi încercăm să compensăm, avem premiați la olimpiadele de astronomie internaționale, care vin în taberele noastre și învață partea practică. Conexiunea cu cerul trebuie să o realizezi ca să o simți. Cerul se poate simți. Mare lucru este să simți cerul, să poți să stai de vorbă cu el, cu stelele. Pare așa, o chestie, nu știu, o fantezie, sau, dar este reală toată treaba. Și vă mai spun un lucru, noi facem parte dintr-un întreg. Dacă separăm întregul în părți, nu ne vom mai înțelege în niciun fel. Nici noi oamenii între noi nu vom mai înțelege nici natura, nici cerul, și ajungem și facem prostii. Oamenii fac prostii pe pământ, din păcate, pentru că s-au rupt din acel întreg. Noi oamenii suntem conectați dintre pământ și cer. Este foarte important acest lucru. Noi suntem conexiunea dintre pământ și cer. Dacă rupem această conexiune, stricăm totul. Avem ocazia să înțelegem acest lucru dacă stăm noaptea și privim stelele. Și apoi învățăm să cum se orientă după stele, învățăm să observăm meteorii, să înțelegem de unde vin, să înțelegem lumea înconjurătoare. De aceea, în taberele noastre de astronomie, în special cu copiii, dar nu numai, facem și altceva. Coborâm de la stele la florile din Poiană. Încercăm să înțelegem natura prin tot ceea ce există, a stele și flori. Este o conexiune între stele și flori. Și atunci când vedeți o poză de-a mea sau celor care vin în tabere, unde avem niște margarete pe care am fotografiat cu stelele deasupra, o să înțelegem că acea legătură există. Învățăm plantele medicinale, învățăm rolul pădurii, pentru că totul se desfășoară într-un cadru natural deosebit. Încercăm să integrăm, să ne reintegrăm în ceea ce înseamnă natura și relația noastră cu natura și cu cerul de deasupra. Așa ar trebui făcute lucrurile și în școală. Poate vom ajunge și acolo. Mulțumim, Valentin Tricora. Emisiunea lui TV se numește chiar Noi. Da, am o misiune la televiziunea Columna, Noi și Cerul, în fiecare marți de la ora 18, live pe internet, căutați pe Facebook la Noi, pe pagina de Facebook la emisiunea Noi și Cerul, și găsiți link-ul unde ne puteți urmări direct în fiecare marți de la ora 18.